o carte foarte, foarte cunoscută și populară, tradusă în foarte multe limbi, a unui autor central european, Întuneric la amiază. Cartea este scrisă înainte de cel de-al doilea război mondial, sau mă rog, la începutul celui de-al doilea război mondial, și este o descriere a regimului stalinist, felului în care se comportă un diplomat, ofițer de securitate sovietic, chemat de la post, întemnițat. Curios este că Arthur Koestler se pare că nu fusese niciodată în Uniunea Sovietică. Deci, deși a descris extraordinar de bine felul în care s-a produs această dramă, această tragedie a eroului, romanului respectiv,